Conflictul între prostituata de pe Serpentina Roșior și client s-a consumat pe un câmp din zonă, unde cei doi se refugiaseră pentru partida amoroasă pe care femeia i-o promisese. Nu s-au înțeles însă la preț. Prostituata a refuzat orice serviciu contra sumei de 20 de lei, iar cum omul era înfocat, s-a răzbunat pe ea, a lovit-o și a furat geanta. Nu, bătăi, dar de una, zice, așa zice, nu face pe 200, atât zice, pe care acasă. A, și te gândești să iei și geanta? Nu m-am gândit. Se lipi de mâna ta. Clientul a fugit cu geanta, iar femeia a mers direct la poliție să le povestească nenorocirea pe care o trăise. Eu sunt fată de stradă, am venit ca client și eu odată mine, că i-am zis că dacă nu dă banii, înainte nu fac... În scurt timp, polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale l-au găsit pe clientul răzbunător, un bărbat de 31 de ani din Malovăț, recidivist. Au găsit și geanta pe câmp, iar printre bunurile în valoare de 200 de lei pe care le avea, era și un proces verbal de la ultima amendă pe care femeia o primise pentru prostituție. Polițiștii au refăcut și ei firul poveștii. L-a acostat-o pe partea vătămată, i-a propus să întrețină acte sexuale contra unei sume de bani. Nu a avut suma solicitată de femeie, motiv pentru care, la refuzul acesteia, a agresat-o, a lovit-o la nivelul feței și, prin violență, i-a sustras poșeta. Individul a stat o noapte în arestul poliției și, cu siguranță, nu va uita prea curând partida eșuată.